din episodul trecut. Asta este totul. Meciul s-a încheiat. Fantastica echipă Lightning trece în semifinale. Hei, e o cameră aici în spate. Generale Blaylock, ce se întâmplă? Sonny Blackbones, părăsiți totul! Harris, știu unde ne întâlnim. Sunt sigur că acest loc a avut legătură cu explozia de pe planeta umbrelor. Acolo ar fi putut să fie cel puțin 3 aparate de flux. Înseamnă că au mai rămas 2 aparate posibil mai puternice decât cel dinainte. O să-l găsim pe Blaylock. Promisiune. Avem nevoie de rocket înapoi în echipă ca să câștigăm cupa. Nu sunt sigur că pot să-i înving. Tia? Eu voi juca cu rocket în această seară și voi câștiga. Steaua căzătoare. Trebuie să joc cu el. Lasă-mă pe mine să fac acest lucru. Nu ar trebui, dar... Ai încredere în mine. Voi câștiga. E numai al tău. Doamnelor și domnilor, avem un tător surpriză în această seară. Tia, jucătorul de centru al echipei copiii să vezi, contra tehnică de la echipei copiii să vezi și regele serei, Rocket! N-aș fi crezut. Tia e curajoasă, sper să-l învingă pe tipul ăsta. Da, și eu. Sper că am făcut ceea ce trebuie. Privește, Zoran. Rocket este pe cale să o mănânce de vie, vezi? Nu sunt chiar așa de sigur, Wolfen. Pare foarte hotărâtă. Se înceapă meciul! Îți pierzi timpul. Deja te-am învins și o voi din nou, clar? Rocket! N-ai înțeles acest lucru de dată. A trebuit să te întorci, Care. Nu mi-ai dat nicio alternativă, Rocket. Nu e așa. Poftim, Wham? Poftim? Dar nu este posibil. Am vedenii? Au mai rămas 6 minute. Nu contează ce faci. Vei pierde, Rocket. Deja câștigă. Dar ce se întâmplă cu mine? Ce ai pățit, Rocket? Ești bine. Vei reuși să-mi vinci. Scutește-mă de mila ta.
ca nebun. O va accidenta pe Tia jucând în felul acesta. Tu ești? Nu înțelegi. Trebuie să te înving. Tu m-ai făcut să joc acest meci, Rocket. Dar eu n-am... Crezi că eu am ales să joc așa ceva? Dar eu... Ce se întâmplă? N-am vrut niciodată să joc împotriva ta. Tu mai vrei să joc. Tia? Ești adevăr tu? Dar ce-am făcut? Tia, eu îmi pare... Trebuie să oprim acest meci. Voi abandona. Voi părăsi Netherball. Nu abandonez nimic. Te voi învinge. Au mai rămas 3 minute. Spus. Rocket, ești terminat! Ea poate face asta, îl putem învinge, simt chestia asta. Așa spun și eu. Ce s-a întâmplat, Rocket? Pari speriat. Poate că ți este teamă că pierzi în fața mea. Acum poți pleca. Dar ca un învins. S-au spus că poate să-l învingă. Și bestia. Trebuie să pleci acum. S-a terminat, Rocket. Nu vei mai juca niciodată Netherball. Echipa ta are nevoie de tine. Eu am nevoie de tine. Nu știu. Cred că Netherball m-a ruinat. Am să termin cu asta. Nu iau locul lui Rocket. Abandonez Netherball.
Se potrivește și pentru mine. Am pierdut. Ne întoarcem acasă. Poftim? Glumiți? Rocket este cel mai bun! Nu poți abandona Tia! Tia e cea mai bună! Rocket este! Hai să plecăm înainte ca să ne nebunească cu adevărat. Hei, stai puțin! Unde credeți că plecați? Este al tău cu totul. Succes! Vei plăti pentru ceea ce ai făcut ei. Nu ne putem permite niciodată. Jock, ascultă! Rocket se întoarce acasă, împreună cu noi. Ascultați-mă! Rocket este cel mai bun! Ai văzut singur, Wolfen! Tia e cea mai bună! Nu mai e Netherball? Cum nu mai e Netherball? Ce vrei să spui cu asta? Dragul meu, Sinel. Am încercat să-l țin, dar Rocket nu ar rămâne. Nu-ți face griji, Netherball este terminat. Că înseamnă că și tu ești terminat. Nu mai există Netherball, nu mai există Smog și nu mai există Echimbrelor. Ți-am dat ce-ai dorit. Dă-mi recompensa. Recompensă? Ce recompensă? Escrocule! Stai, nu fii așa de trist. Îți vei căpăta recompensa. Poftim. Ce e asta? Du-te la această adresă. Binefăcătorul nostru dorește să-ți mulțumească personal pentru muncă. Va fi foarte generos. O ți-ai încredere mine. Dacă nu va fi, te voi găsi. Puțin probabil. Ei bine, doamnă Simbai? Pari sănătos, cel puțin din punct de vedere fizic. Nivelul tău de energie este un pic scăzut. Sunt mai îngrijorată că vei avea nevoie de timp pentru a uita prin trecut. Am avut câteva momente de confuzie în timpul meciului. Într-un fel îmi pierdusem capul. Nimic nu părea la fel. Rocket, tu ai plecat din echipă și de lângă prietenii tăi. Ai motive să fii supărat pe tine însuți. Netherball și-a luat tributul său atât din punct de vedere fizic cât și mental. Îmi pare rău să-ți spun că nimic nu va fi la fel ca înainte. Înțeleg. Te voi lăsa să te odihnești acum. Unchiule Arch, eu... Nu spune nimic, Rocket. Nu e nicio scuză pentru ceea ce ai făcut. Cum ai putut să-ți abandoni echipa în mijlocul unei competiții? Jucând un joc periculos, lipsit de reguli. Cum ai putut risca producându-i tine o accidentare serioasă? Ești conștient de ceea ce ai făcut? De durerea pe care ai provocat-o părinților tăi? Rocket, am fost cu foarte îngrijorați. Mă bucur că-mi întors. Și sunt bucuros că n-ai pățit nimic. A fost ca un coșmar, dar acum s-a terminat, unchiule Arci. Acum du-te afară și alătură-te cu echipierilor. Și fii curajos. Bună ziua, domnișoară! Știi cumva unde am putea să găsesc un om pe nume Blylock? Bennett, nu-mi place să te săcăi, dar suntem într-o misiune aici. Stai! Am găsit ceva. Se pare că... Sined! Ceva îmi spune că în cazul în care să știi mai multe despre Nether, ar trebui să-l urmărim pe Sined. Mie-mi convine! Conduc pirații direct la prietenul nostru. În regulă, putem pleca. Șt, iată-l că vine! Salut! Eu sunt... Îl cunoaște cineva pe băiatul ăla de la ușă? Nu, eu nu. Încearcă la ușa de alături. Ei bine, cred că am înțeles aluzia. Hei, tu! Să nu uiți asta! Da!
Poftim, dar ce? Bun venit acasă! Da! Mulțumesc, mulțumesc, au mâna mea. Da, bine, vă a sărit pe mine. Presupun că trebuie să explic. Păstrează-ți energia pentru terenul de joc. Bun venit acasă, Rocket. Hai, băi, sunteți cei mai grozavi. Da, știm. Privește, Rocket, ești pe HoloTV. Există informații neconfirmate că Rocket s-a întors înapoi la echipa Copiii Zăpezii. Ați auzit bine? Rocket s-a întors. Arch a convocat o conferință de presă și vă asigur că voi fi acolo. Hei, cine i-a spus? Rocket? Wow. Mamă, tată. Rocket. Rocket. Rocket, nu ar fi trebuit să ne lași așa în grabă ieri. N-a fost dor de tine. Îmi pare rău că v-am făcut să vă îngrijorați așa de tare. Suntem fericiți că ești bine. Asta contează, fiule. Acum ești aici. Vezi cine e? Ce dorești? Zit! Am spus Zit, pisica robot! Cine? De ce a venit aici? Despre ce anume vorbește Harris? Nu e nimeni aici! Vei auzi de mine, mincinosule! Ce face Sined într-un loc ca acesta? Nu se poate. Pirații m-au găsit? Dar cum? Sined? Să mergem înapoi la Astroport. Cel puțin e curat. Vreau să încerc mai într-un mod politicos. Harris, vină repede! Sony și pirații lui vin spre mine! Vin imediat! Bennett, ne pierdem timpul aici! Dacă află Corso că ne-am părăsit postul și că vânăm pisici robot prin gunoi, am încurcat-o rău! Un ultim lucru? Hei, tu! Ce faci aici? Asta este area mea! Dispare! Nu-ți faci griji, bătrâne, tocmai plecam! Ai dreptate, băiete! Locul miroase urât! Mai întâi ciudățenii aia cu mască și acum de doi mascărici. Marvin, ai avut dreptate. Se mută toți aici. Voi doi veți înceta să existați în curând. La fel ca întregul Genesis. Meciul din semifinale. Copiii Zăpezii contra echipei The Lightning. Stadionul Genesis. Rocket! Regele sferei! Nu! Mă pregăteam să-ți fac o vizită, dar... E bine, cred că mi-a fost teamă. M-am gândit eu că era ceva în genul acesta. Nu e mare lucru. Cum te simți cu piciorul? Mai bine? Nu, asta mă doare. Am crezut adevăr că te-am pierdut. Am crezut că m-am pierdut, acum sunt cu tici. Mă ierți? Nu. Da? Mai sunt încă un pic supărată pe tine. Dar îți mulțumesc că mi-ai salvat viața în pădure. Și eu îți mulțumesc că mi-ai salvat-o pe-a mea noaptea trecută. Este amuzant. Mai sunt încurată pe tine. Adevărat? Dar mai puțin. Arch, aici, o întrebare. Te rog, Arch, aici. Bine, ultima întrebare.
Arch, poți confirma informațiile că Rocket s-a întors înapoi la echipa Copiii Zăpezii chiar înaintea meciului echipei în semifinale? Kelly, sunt fericit să spun că s-a întors la echipa Copiii. Arch, te rog frumos, o singură întrebare. Ce părere au jucătorii acum despre Rocket? Vă rog, asta e totul pentru astăzi. Îl veți vedea pe Rocket când va veni timpul, pe terenul de joc și nu înainte. Vă mulțumesc foarte mult. Va da Rocket o declarație? Hai, stai puțin, o întrebare, Arch, o singură întrebare. Arch, unde s-a dus? Arch. Generale, eu sunt. Deschide. Harris, pirații lui Sonic Blackbone s-adulmecau pe aici mai devreme. Erau foarte aproape să mă găsească pe mine și dispozitivul de flux la care am lucrat atât de mult. Nu putem lăsa aceste arme extrem de puternice să încă mâini greșite, nu? Nu înainte de a le folosi pentru a-mi distruge inamicii, mai ales pe Sonic Blackbones. Nu voi fi oprit, Harris! Generale, dă mie aparatele de flux. Le voi pune într-un loc sigur. Pirații se pot întoarce înapoi în orice moment? Da. Pune-le într-una din pivnițele Terid. Există câteva în subsol la nivelul 12. Nimeni nu se duce acolo. Chiar îmi place ideea că Techno îi păzește semințele propriilor distrugeri. Foarte bine. Te asigur, generale, că vor fi pe mâini foarte bune. Din episodul următor. De ce nu mi-ai pasat mie? Micro Ice era deschis. Care-i mata? Înapoi! Marea veste de astăzi. Echipa umbrelor a revenit. Am crezut că ți-am interzis să joci în meciul cu echipa Lightnings. Ceața îți dă puterea adevărată. Suflul este pentru copii. Pentru copiii Zăpezii. Oricum, ce trebuie să crezi că nu vei schimba tabăra într-o zi?